Vă rog, domnule vicepreședinte al Academiei Române. Având în vedere că ne găsim aici într-o sală de șarbonism, am venit și cu chipiul de la liceul Andrei Șaruna și vă aduc un călduros salut al brașovenilor, al liceului nostru, care are 49 de membri ai Academiei Române. Dar nici cu Maramureșul nu ne este rușine și numai o întâmplare nefericită a făcut ca astăzi să nu fie alături de noi președintele Academiei Române, Ionel Valentin Vlad, originar din Borșa. Care, în orice caz, peste aproape vreo lună, la Sfânta Marie, o să vină la Săriștea de Sus, cum face fiecare an, și cine vrea are ocazia să-l vadă acolo. Este poate că unul dintre cei mai distinși președinți ai Academiei Române și este desigur o cinste și pentru dumneavoastră că face parte dintre vechile familii maramureșene, familia Vlad. Vă aduc un salut din partea domniei sale. Împrejurările din ziua de astăzi nu prea sunt frumoase, nici măcar pentru Academia Română, și așa că a trebuit să rămână la București și să apere cultura românească și cea mai rămas dintre intelectualii români care au început să fie atacați. Cum a început să fie atacată și ideea de țară unitară, au început să apară acum în preajma centenarului Marii noastre Uniri tot fel de cărți antiromânești. Unele dintre ele, cele mai urâte, spun că, de fapt, Ardealul a fost ocupat de către trupele române și că n-a vrut să se unească cu țara. Mie oarecum și jenă să aduc contraargumente, fiindcă șabunist fiind și membru al Asociațiunii Transilvane Astra, înființată la 1861 de către Mitropolitul Andrei Șaruna, știu că de atunci s-au luptat, toți ardelenii au luptat pentru unirea românilor, dar nu numai de aici, ci a românilor de pretutindeni. Marele mitropolit Andrei Șaruna avea idealul unității naționale a românilor de pretutindeni. Din nordul Mării Negre până în Panonia și din Carpați până în Peloponez. Și nu ne dăm seama că pe vremea aceea se putea face o asemenea unire. Și că românii erau majoritari încă pe vremea aceea. Mitropolitul Andrei Șaruna se numea mitropolit al Ungariei și al Transilvaniei. De ce? Fiindcă în Ungaria erau mai mulți români decât în Transilvania. Poate că nu vă puteți imagina acest lucru. Astăzi se consideră că au dispărut cu desăvârșire. Dar câți români erau până la Odessa, în Transnistria? Astăzi se consideră că au dispărut. Dar câți români erau până în munții Pindului, până în Peloponez? Astăzi se consideră că au dispărut. Au rămas mici enclave care mai aduc aminte de faptul că idealul lui Andrei Șaruna nu era un vis deșert. Și că se putea face o asemenea mare unire. Și că
Populația românească era urmașa populației trapogete, care ocupa și o parte din Anatolia, din Asia Mică. Ce s-a întâmplat cu populația asta? De n-a putut să se adune atâția amari de ani și n-a putut să realizeze unitatea. Herodot, părintele istorie, referindu-se la tracogeți, spuneau că este cea mai numeroasă populație după inzi, dar că suferă de o deficiență, căci dacă ar fi unitar, dacă ar fi uniți, ar fi cei mai puternici din lume. Oare noi, de pe vremea lui Decebal, care a fost înfrânt de trupele romane, n-am mai reușit să le unificăm? Ce s-a întâmplat? S-au întâmplat însă niște lucruri obiective. Că înfrângerea aceea suferită de tracogeții lui Decebal a fost de fapt și o înfrângere economică. Mari istorici vorbesc de ignotehnică. Ignis înseamnă foc, tehnica focului. Păi să știe și după columna lui Traian că tracogeții aveau niște arme diferite de cele ale romanilor. Cine le făceau și unde le făceau? Păi le făceau în aceste zone care se numesc baia. În băile acestea erau minere din care se extrăgeau minereu și se făceau spatele cu care luptau tracogeții. Înfrângerea romană a însemnat deposedarea de terenurile miniere. Deposedarea de terenurile miniere, de terenurile din care se scoate minereu și se face arma și mașina în zilele noastre, reprezintă totul. Abia după primul război mondial, românii și-au recuperat zonele miniere. Și-au recuperat minereul care zăcea în fundul pământului. Și între cele două războaie mondiale ajunsese România un fel de putere. Chiar comuniștii, așa de răi cum au fost, n-au distrus această ramă de bază. Se distruge însă în zilele noastre. S-au închis toate minele. Și nu mai avem voie să exploatăm nimic. S-au închis toate usinele. S-a închis și a dispărut ignotehnica din țara aceasta. Iar ne vom găsi într-o situație foarte proastă. Deja nu mai avem armată. Și chiar dacă o aveam, n-aveam ce să lupte. Că stând de vorbă cu un general care originar tot de prin locurile acestea și-a dat demisia. Și când l-am întrebat, cum mai multe lucruri, ca general să-ți dai? Păi domnule, zice, noi nu mai avem armată. Că dacă se întâmplă undeva un război, să zicem, la granița cu Rusia, până ajungem noi cu trupele noastre acolo, vin ăia și ne spun, plecați voi acasă că s-a terminat războiul. Nu mai avem cu ce să ajungem acolo. Nu mai avem cu ce să ne batem. Este o situație pe care militarii noștri, care se trag din eroii noștri din primul război mondial, așa cum se spune și în cartea asta, ar trebui să fie puțin îngrijorați. Căci pretențiile teritoriale ale vecinilor și prietenilor noștri sunt tot mai mari. Și le vedem de zi cu zi. Și tocmai acum, când au apărut cărțile acelea rușinoase, este bine că apar și altele în care să se vadă adevărul. Să se vadă că unirea asta nu a fost unirea visată de Andrei și acum,
mare unire pentru noi, fiindcă o parte din teritoriul le-am recuperat. Nu pe toate, ci nu așa cum mi s-a promis pentru jertfele pe care le-am adus. Granița trebuia să fie până la Tisa și în Panonia și trebuia să fie la Tisa și până în Banat. Ba, așa numitul Banat sărbesc e Banatul nostru, în românesc, care nu mai e la nord. În nord, Maramureșul, mai era un Maramureș. Nici nu știu dacă nu era mai mare Maramureșul acela decât cel care ne-a rămas nou. Și de pe acolo au început să dispară. Când am fost într-o vizită, am văzut biserici părăsite, iar locuitorii sunt ucrainieni care vorbesc într-o limbă pe care nu mai înțeleg nici rușii, care de fapt au fost vechi stăpânitori a acelor teritorii. Căci noi am început să cedăm teritoriul unor popoare care nu le-au avut niciodată. Am cedat ucrainienilor nordul Bucovinei, pe care nu l-au avut niciodată ucrainieni. Am cedat sudul Basarabiei, insula Șerpilor și așa mai departe. Știe toată lumea treaba aceasta. Se zice că domnule Ardelenii n-ar fi vrut să se unească cu românii. Și că în ce a constat unirea asta? S-au adunat câțiva inși, unii cu căruțele în mod triumfal, s-au deplasat la Alba Iulia și s-au exprimat acolo acordul cu unirea. Fără, zice, să-i întrebe și pe ceilalți conaționali, adică pe ungurii și pe sașii cu care s-au luptat în război. Unde s-a mai auzit așa ceva? Ca un popor care pornește la o luptă dreaptă pentru recuperarea teritoriului său și care pierde peste 800 de mii de oameni, dintre care peste 600 de mii de militari și câștigă războiul, să se ducă la aia pe care i-au prins și să-i întrebe, bă, vreți să ne cedați teritoriul sau vreți să-l luați voi? Cam așa ceva se întâmplă cu discuțiile astea din zilele noastre. Se uite că românii au câștigat un război atunci. Și l-au câștigat foarte greu. Că nici atunci n-a fost un moment favorabil pentru unire. Și n-a fost favorabil deoarece România, cele două provincii ale ei, Țara Românească și Moldova, era înconjurată de dușmani din toate părțile. Era înconjurată de austro-ungari și de germani. Era înconjurată de turci și de bulgari. Și era înconjurată și de către ruși, care pasămite erau aliați, dar care își vedeau de treburile lor cu revoluția lor și n-au contribuit cu nimic. Au stat pe margine și se uitau cum mor românii în război. Războiul acesta a fost de o duritate nemaipomenită în istorie, mai ales pentru populația noastră, fiindcă s-a dus aici, pe teritoriul nostru. Și s-a dus cu o cruzime nemaipomenită. Dau câteva exemple. România a ajuns până la Sibiu. Și trupele românești au ajuns până în preajma Sibiului. Și li s-au înlăturat românii, toți care purtau să poartă arme. Dar atacurile puternice care au venit ale trupelor austriece, ungare și germane, i-a silit să se retragă. Deoarece germanii, turci și bulgari
trecuseră Dunărea și se apropiau de București, de capitala țării. Și au fost nevoiți să se retragă, nu din lașitate, nu din frică și nici măcar din vreun rezultat negativ al războiului, ci pur și simplu din cauza unei primejdii nemai întâlnite până atunci. Și în retragerea lor, când au ajuns la Brașov, nu mai aveau nici muniție și o parte dintre ei, câteva regimente, s-au retras pe un aliniament de cale ferată să se apere împotriva trupelor dușmane. Austro-ungarii care aveau în Brașov, au avut întotdeauna tot felul de trădători maghiari și saxoni, au venit prin spatele trupelor, au montat mitraliere și au omorât peste 400 de militari români care nu mai aveau nici muniție fără să-i someze, să se predea. Și dovadă că intenția a fost aceasta, a fost că erau în trei rânduri. În primul rând erau cei cu Gewehr, mașina, cum le ziceau, mașină în Gewehr la mitralieră. În al doilea rând erau pușcași de elită care să împuște pe cei care nu i-au secerat cu mitralierele, și în spate erau grenadieri care aruncau peste ei să-i distrugă și morți. Și sunt întâmplări fotografiate, cum se găsesc fotografii și în această carte, cu morții români înșirați pe un kilometru și ceva și pe margine, pe promenadă, cum se plimbă doamnele cu fetițe de mână ca să și să distrează uitându-se la cadavre. Iar un ofițer austriac, cu mâinile în buzunar, zâmbește așa în fața celor care făceau pozele. Este un monument care a fost necinstit de către comuniști. Pentru faptul că se afla lângă calea ferată, a fost mutat de colo-colo până când astăzi nici nu se mai vede pe unde l-au dus. Și nu se știe ce s-a întâmplat cu osemintele eroilor care au apărat acolo România. Pe calea ferată de la Bartolomeu. Trupele s-au retras, lăsând pături și covoare de morți în urmă. Au ajuns, au trecut munții și au ajuns la Târgu Jiu. La Târgu Jiu orașul nu era apărat. Erau numai polițiștii și câțiva jandarmi. Și trupele germane urmau să cucerească podul și să treacă peste Jiu, să ocupe orașul. Și s-au postat acolo și au tras aia cu mitralierele și nu mai puteau să țintească din cauza cadavrelor care s-au aruncat în fața lor. Acolo s-a făcut mari acte de eroism. Au participat până și femeile. Ecaterina Teodoroiu a intrat în istorie pentru sacrificiul pe care l-a făcut acolo. Dar luptele au durat mai mult. Peste 3600 de militari au murit acolo, apărând podul care trecea peste Jiu. Printre ei a murit și generalul Dragalina, care are un nume de poet. O piață din orașul Codlea, care era orașul tatălui meu, purta numele de Piața Dragalina. Și când eram copil și mă întreba cineva,
Zice, da, unde stai? Stau în piața Dragalina. În piața care purta numele uneia dintre cei mai mari generali care și-au dat viața la Târgu Jiu. Multe s-au petrecut. Multe jertfe de neimaginat. Pe Drăgășanu Vlașca, pe aliniamentul acela, intrase în trupele germane, turcești și bulgare. Noi cam râdem de bulgari, dar bulgarii au fost de o cruzime nemaipomenită în toate războaiele. Se pare că erau chiar mai răi decât turcii, care și despre aia avem niște păreri mai mult pidosnice. Nu e chiar așa. Au trecut Dunărea, au ocupat Giurgiu, au ocupat Alexandria. Iar trupele române care se retrăgeau să se ducă către București, să apere capitala, au fost încercuite și în față, că erau bine dotați, cu tanchete și cu mitraliere, au făcut un fel de zid de mitraliere, cu care orice mișcare a trupelor române era dedicată și militarii erau omorâți. Și atunci s-a primit un ordin nebunesc. Regimentul 2 de Roșiori a primit, ăștia erau cavaleri, cai, au primit ordin să atace cazematele acelea. Și-au pornit 400 de călăreți cu cai. Și-au murit toți. Cu cai cu tot, până când grămezile de cadavre au împiedicat mitralierele, nu mai puteau să tragă de oseminte. Și-au reușit trupele să treacă acolo. 400 de eroi. Cam așa s-a dus războiul acesta, despre care unii consideră că a fost un fel de joacă. Zice, românii s-au retras în Moldova, grija lor era Tezaurul. Între noi fie vorba, marele Titulescu, pe care rușii au început să-l laude și văd că unii îl laudă și zilele noastre, au avut ideea să transpună, să ducă Tezaurul, să-i ducă lui Lenin, ca să continuă la Revoluția. Vă dați seama ce bucurie a fost pe Lenin când i-au sosit fagoanele cu aur, când se știa că e Revoluție, când se știau că sunt bolșevici care distrug totul. Șansele urâte. Dar după aceea, trupele române s-au reorganizat și într-un asalt nemaipomenit care a intrat în istorie, au reușit să spargă frontul și să învingă toate aceste puteri. Dar nu singure. Căci între timp, iată și această carte, prezintă situația care era în Transilvania. În Transilvania care era condusă de Austro-Ungară. Și unde militarii trebuiau să-și facă datoria față de curtea imperială. Și și-au făcut-o. Au murit, s-a și menționat aici, câți au murit în niște războaie care nu aveau nicio legătură cu noi, cu români. Au murit în Italia, au murit în Galiția, au murit pe fronturile rusești. Până în momentul în care, murind împăratul austriac, românii s-au simțit eliberați de jurământul pe care îl făcuse. Nu trebuie să uităm că aici, în această zonă, au fost militari de profesie, care au fost militari în armata austriacă,
și care au fost și nominați pentru faptele de arme deosebite pe care le-au făcut înainte de Primul Război Mondial. Dar după Primul Război Mondial, sau în timpul Primului Război Mondial, după moartea împăratului, când și ungurii au început să aibă o atitudine deosebită aspră față de români, să-i bage în tot felul de situații riscante, românii n-au mai îndurat. O parte dintre ei s-au predat forțelor cu care luptau, care n-aveau de fapt nimic de-a face cu România și cu românii, și au devenit voluntari ai armatei române. Și iată, în cartea aceasta frumoasă a domnului Batin, sunt date liste cu nume, cu numele celor care au participat ca voluntari în armata română și care au luptat până în 1920. Căci luptele aici au continuat și după terminarea războiului, cu trupele ungurești care vreau să facă juncțiunea cu bolșevicii. Au luptat și împotriva ucrainienilor. Și se spune că românii ardeleni au fost ocupați de către armata română. Când ei alcătuiau o bună parte din această armată, dacă punem la socoteală toți voluntarii proveniți din luptele italiene, proveniți din Galiția și proveniți din Rusia. Și ca dovadă sunt numele pe care le menționează aici, în cartea aceasta. Sunt liste cu nume, cu date. Și printre ele, iată ce nume găsesc. Danci, Dunca, Bâlea, Bălin, Iuga, Filipciu, toți oameni pe care i-am cunoscut și mi-au fost prieteni. Aceștia sunt urmașii militarilor aceia români, care s-au dus ca voluntari în armata română și au luptat alături de români până după terminarea războiului. Astea nu mai sunt povești. Cine poate să mai spună că maramureșenii s-au considerat ocupați de armata română, când ei făceau parte din această armată? Sigur că lucrurile sunt, pentru cine e de bună credință, sunt clare. Și că rezultatul jertfelor pe care n-am reușit să le înstrumez, să văd cam câți maramureșeni au murit în Primul Război Mondial în fond și până la urmă pentru Marea Unire. Dar au fost zeci de mii, după datele pe care le-am citit, dar n-am avut timp să le centralizez, să văd. Și câți au murit în prima etapă, câți au murit în ultima etapă. Cert este că scopul a fost unirea. Și că la 1 decembrie 1918 n-a fost un spațier sau un bulei, cum zic rușii, din Maramureș până la Alba Iulia, numai ca să se afle în treabă. Marșul acesta și manifestația mare de la 1 decembrie nu a fost decât concluzia unui mare război în care au murit 800 de mii de români. Asta a fost. După care, evident că românii au fost mulțumiți. Soarta putea să le ofere mai mult. Dar totuși s-a făcut România Mare așa cum s-a făcut, rămânând anumite teritorii în afara ei. Și
povestea, sigur, ar fi fost bine să se termine ca orice poveste. Și au trăit fericiți până la adânci bătrânești. Dar n-a fost așa. Fiindcă în 1940, Ardealul de Nord a fost cedat și reocupat de către unguri. Și ce atrocități s-au făcut aici, dumneavoastră le știți mai bine decât mine. Și dacă cineva mai întreabă ce părere au ardelenii despre Transilvania, să se unească cu Ungaria, să nu mai fie alături de România, să se ducă la Ig, la Trăznea și la Moisei și să-i întrebe pe oameni aceia. Să vină aici, în tot Maramureș, unde ar trebui fiecare locuitor să aibă în minte ce s-a făcut și cât s-a luptat pentru această unire. Și cât au suferit și cât de răi au fost străini. Să-i întrebe pe marmațieni, pe locuitorii Maramureșului, ce vor ei? Și să vină aici, dacă vor. Să vină aici și să asculte cum bate din adâncurile pământului și din adâncurile istoriei inima Transilvaniei și care bate mereu și mereu pentru România.